că nu vorbim despre Dragomir. Despre Dragomir vă pot spune așa, din informații din surse publice, da? Fără să-l privesc într-un fel sau altul. Nenea asta a fost ofițer de informații în cadrul Serviciului de Informații. A ajuns la gradul de colonel. El susține că a fost adjunctul lui Holdea. Ulterior și-a dat demisia din sistem și a plecat pentru că nu câștiga suficient de mulți bani. I s-au făcut niște dosare, n-am de unde să știu, el susține că toate sunt ilegale și așa mai departe, dar a fost condamnat de o instanță. Deci ar trebui să meargă pe prezumția de legalitate. Înseamnă că președintele a fost informat corect. El susține că președintele a fost dezinformat. Ajung imediat și acolo. Și nenea asta, la un moment dat, a fost întrebat scandalul Black, știm foarte bine, s-a apucat și a spus niște lucruri, printre care a jignit o jurnalistă. Jurnalista respectiv a intrat în contact cu el și a trimis un SMS și a zis, bă, ție rușine, cum poți spune ceva? Și atunci omul își cere scuze, zice, scuzați-mă, am greșit, cred că am dezinformat, da? Păi un om care, da, e vorba de Sorina Matei, a publicat asta, deci un om care face lucruri de genul ăsta, deci care are profilul așa, condamnat penal, trimis în judecată încă într-un dosar, care este răzgândac, pentru că după ce a acuzat, după aia și-a cerut scuze de la ea, da? În manieră publică și dovedibilă. În afară de treaba respectivă, vine acum și ne spune așa, păi SRI-ul ce făcea? SRI-ul încălca drepturile oamenilor, da? Procurorii scriau rechizitorii, Coldea numea complete judecată și așa mai departe. Păi, tu așa, Dragomir, acum 5 ani sau 4 ani, când erai mâna dreaptă, spui tu alu Coldea, bă, nu-i spuneai, domnul Coldea, nu e în regulă, domnule, să pui mata judecător, fi treaba al cuiva, nu e în regulă să facem niște lucruri, da? Bun, acum, pe documentele cu care vine, când ne-a prezentat niște mandate de interceptare, da? Care erau hașurate. Păi, mandatele pot să existe, nu spun nimic. Mandate există, cu asta se ocupă SRI-ul printre altele, mandate pe siguranță națională, da? Bun, separat de treaba asta. Se pune problema așa. S-a dus la comisia SRI și a dat o listă cu 60 ceva de nume, da? Bun, în care a spus. Eu mă pun următoarea întrebare. Ce garanție avem noi? Ce garanție avem noi că numele respective au vreo legătură cu realitatea și nu suntem într-o situație de manipulare, da? Inclusiv cu implicarea serviciilor. Eu nu sunt bolnav de spionită și nu-mi doresc ca peste tot să bag serviciul Coldea, serviciul partea lui nu știu cine și așa mai departe. Nu cred că asta e treaba mea, da? Însă n-am nicio garanție că ofițeri activi sau foști ofițeri care au plecat din sistem au partipriul lor și fac diverse lucruri. Ce a făcut Dragomir cu cele 63 de nume nu este nimic altceva decât un fonfleu, da? Care ne face să vorbim pe tema asta. Dom'le, sunt 11 sau 13 ziare. Care ori fi? Ne-a spus 3, da? Bă, o fi și ăla? Nu cred. E ăla sigur, da? Și noi nu facem altceva decât ne pierdem timp zilul. Care sunt ceilalți 8 ziare care sunt nu știu unde? Mai mult ori să apară speculații. Bă, ăla este și nu știu mai ce. Oameni politici, nu știu, 13, 15, da? Dom'le, care sunt? Spune, dom'le, cu subiect și predicare. Dacă ai, spune, bă, Fenechiu a fost acolo, da? Sau Fenechiu n-a fost acolo, da? Nu te apuca să arunci așa o chestie de genul ăsta. Pentru că în opera pe care o desăvârșește PSD-ul astăzi, și când spun PSD, mă refer mai mult la Dragnea, pentru că PSD-ul are o serie de oameni de valoare, da? E un partid cu o bună susținere, oameni care sunt în administrație și mai departe, da? Din păcate, e condus de o clică de oameni care în momentul de față sunt un experiment, care va fi catastrofal pentru România, asta e toată povestea. Și ca să abată atenția de la toate nenorocirile care se întâmplă, ei fac comisii, da? Eu nu vorbesc ca un novice sau ca un necunoscător, pentru că eu am fost vicepreședintele Comisiei de Cercetare pentru din 2009, da? Fac precizarea, nu l-am votat pe Băsescu, da? N-am nicio simpatie față de Băsescu, dar n-am putut semna raportul ăla în care în toate documentele care avem și în toate audierile, da? Nu rezulta mare lucru. Și ne spune Hrebenciucul arasă din Bacău, ca șef al campaniei electorale, nu pot spune că au fost vreodată alegerile. Senzația mea este că s-a întâmplat ceva, dar n-am nicio probă. Vine Joana care a pierdut alegerile și spune, n-am nicio probă în sensul ăsta. Și Nicolicea scrie, rezoluția face, prin amploarea și multitudinea incidentelor întâmplate, având în vedere că Băsescu a câștigat cu 70.000 de voturi, putem spune că alegerile au putut fi fraudate. Mă, frate, ce discutăm? Că dacă pică o stea pe Terra, e posibil să fie rău? E din categoria ta, că n-a picat. Ar putea să pice, poate o pica pe altă zonă, da? Deci asta spune Nicolicea. Și după aia vine și spune așa. Spune, sesizăm parchetul cu, că au făcut, o acțiune organizată, sistematică și așa mai departe, prin care au urmărit fraudarea legilor. Nu-i treaba mea de comisie parlamentară să constate asta. Treaba mea e să le adun pe toate și să zic așa.
Urmarea celor constatate, sesizăm parchetul să verifice dacă faptul că Băsescu a emis 8 decrete de revocare a miniștrilor PSD și în aceea zi a emis 8 decrete de numire a interimarilor la PDL, a eliberat din funcție 20 de prefecți PSD în aceeași noapte și a numit 20 de prefecți de la PDL sau din zona PDL, că presupun că e politic, da? Fără să aibă avizul de la ANFP, care era necesar, da? Nu este cumva infracționat de cercetați și dați concluzia. Adică eu ca comisie parlamentară le adun, le pun într-o zonă și le trimit să pronunțe cine trebuie. Nu pot să trag concluzii. Da?